Nenea Vela, Moatales, cam îmi place de tine așa, ia zi, te uiți în oglindă 2 ore dimineața până pleci de acasă, nu? Îmbraci geaca aia, pui mănușile, faci de-alea ca în filme, scoți pistoalele, a? Vela Ceau, fii atent. Când tu ești cel mai frumos și cel mai deștept om pe care l-ai întâlnit, e grav. E foarte grav, da. Mi-a zis mie un preot budist de la Mizil. Ați văzut ce poză a pus Vela? Ma, din fuleu, așa. Deci era în acțiune, pe muncă, știți? Minutul 22, Ilie Dobre. Te doare creierul, mă. A scris intervalul orar pentru bătrâni, frate. Marcele, am listă mai detaliată și mai complicată de atât și când merg cu băieții la pește. Adică pe bune, scrii 3 lulele, 3 surcele la flipchart. Și ce dracu, mă, ți-ai luat flipchart ăla de copii? Că văd că stai în genunchi. Ia-ți, bă, de ăsta de oameni mari, stai și tu ca omul în picioare. Uite, fii atent că ți-aduc eu, ce naibii. Uite, mă, tăticule, bă, ăsta-i, bă, flipchart, frumos, păros și scrii la el, știi, așa, din picioare, ia uite. Ce? Prostii, da, prostii scrii la el. Marote, cine a scris, mă, asta aici? Taie, taie! Obligațiile respectate acum conduc în viitor către o singură concluzie. Normalitate. În această notă am luat următoarele decizii transpuse în ordonanța militară numărul 10. Frate, deci mor pe treaba asta. Iese Iohannis la prânz și zice ordonanța, o să fie așa și așa. După care vine Vela noaptea, bă, când se trezește Dracula să plece la serviciu. Adică, vezi, doamne, a muncit de a rup, mă, până acum. Abia a terminat la miezul nopții. Vela, trezește-te, frate, din iubirea asta de sine, că miroase a prostie. Pe bune, nu te mai da balenă în paharul cu apă, că nu e cazul. Bine, eu cred că știu de ce ia atât lui Vela ca să iasă în fața națiunii. E... În altă ordine de idei, aș dori să vă spun că în această seară toate detaliile pot fi parcurse în monitorul oficial al României, partea 1. Ați văzut? Deci omul și-a însușit criticile oamenilor. Bă, da, chiar tu nu poți citi de pe niște foi, mă? Dă-o dracu, clasa a treia. Și acum ce face? Bagă textul în prompter și îl învață, ca să pară că, na, zice acolo cursiv. E, și atât îi ia lui să exerseze cititul de pe prompter, între 8 și 10 ore. Depinde cât de mare e ordonanța. Miron Mitrea susține că Nelu Tătaru va fi până la urmă candidatul liberalilor și argumentează acest punct de vedere. Spune că profesorul străinul Cercel a fost îndepărtat din șefia acelei comisii speciale din cadrul Ministerului Sănătății care luptă cu epidemia de coronavirus, tocmai pentru a-i face loc lui Nelu Tătaru să fie mult mai vizibil decât era în trecut, pentru a ieși în față, exact pentru a fi pregătit pentru lupta la primăria capitalei. A, să știți că aici s-ar putea să fie treaba și cu alintatul ăsta de Vela. Da, cum se joacă el așa cu bățul în rahat. Pandemia i-a făcut vedete pe acești oameni. Pandemia le-a dat notorietate. Iar acum se visează oameni politici mari, mă, primari, premieri, președinți. Dracu știe ce s-or visa. Fiecare după cum îl ține geaca și după cum îl duce bidonul. A, și încă ceva legat de toată treaba asta cu comunicarea. Bă, vorbiți prea mult, mă, vorbiți îngrozitor de mult. Deja suntem pe o curbă plată, ca să zicem așa, pe un platou. Un platou care, într-adevăr, este învinsă și răstrău, dar, de exemplu, astăzi numărul de cazuri este mai mic decât pe 12 aprilie. Și dacă luăm suma vârfurilor acestei curbe, are un ușor trend descendent. Da, domnul este secretar de stat specialist. Zilnic vorbește țării, zilnic. Cred că are contract cu televiziunile. Odată, dar odată nu l-am auzit folosind pe care în loc de care. Nici din greșeală, frate, deloc. Ce? Astea-s mofturi deja, nu? Să le cerem celor care ne vorbesc să ne respecte adresându-ni se în limba română, nu? În privința parcurilor, riscul epidemiologic este relativ scăzut,
și probabil vor face parte dintre măsurile de relaxare. Există o excepție și anume locurile de joacă pentru copii. La locurile de joacă pentru copii există un risc epidemiologic mai mare. Na, cred că ce era de spus s-a zis. Azi e situația asta, a zis-o președintele. Din 15 vom vedea ce va fi. Dar acum să vă dați cu părerea zi de zi toți, bă, da, absolut toți. Asta nu mai e comunicare, e haos, sunt voci peste voci. Nu mai transmiteți un mesaj, ci aruncați cu vorbe în oameni, îngropați societatea în ipoteze, propuneri, dacă și cu parcă și cu vom vedea și vom analiza. Relaxarea se va produce, să spunem, în aceste condiții, doar limitat și în anumite regiuni. Trebuie să ne gândim că atunci când e niște restricțiile, e acolo unde se poate. Nu vom lua restricțiile unde avem zone carantinate. Nu vom lua restricțiile acolo unde avem în acest moment focare în desfășurare. Dar o limitare a unei părți din aceste restricții se va produce. Zi de zi, de dimineața până seara, voi sunteți călare pe televizoare și pompați chestii despre relaxare, despre izolare, măști, turism, restaurante, deși nu s-a luat nicio hotărâre. Serios, de multe ori nici nu mai știu dacă declarația lui Tătaru, să zicem, e de ieri sau de azi. Să nu fie dracu de mâine. Da, asta urmează probabil. Să iasă scandal pe ceva și să vină Alde Vela să spună: nu, scuze, asta era declarația pe care urma să o fac peste o lună. Da, o aveam înregistrată și s-a produs o... Cum era aia, mă? Extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă. Exact. Adică, ce vreau eu să spun? Și că tu ești acum în vârful carierei. Ai fost boschetar o vreme, îți place să vorbești, îți place să te auzi ceva de speriat, deși rare ori chiar spui ceva. Ceilalți, de la Vela la Tătaru și secretar de stat și manageri de spitale și doctori șmecheri, ați devenit celebri peste noapte. Vă place, vă știe lumea, vă lugu-lugu, dar cred că e cazul să o lăsați mai boale. Nu știu, dacă nu puteți și nu puteți... Compuneți, bă, ceva, muzică, recitați poezii la televizor, dar nu mai vorbiți toți în același timp despre aceleași lucruri, lansând doar chestii care astăzi nu înseamnă nimic. Incongruența fenomenologică și introspectiv cromatic. Domnule președinte, nu știu cu ce o să vă rețină istoria și câte rânduri o să vă acorde sau dacă veți fi o simplă notă de subsol. Eu v-aș nota cu închiderea școlilor, să vă dea Dumnezeu sănătate. Din România educată am ajuns la România suspendată. Dar acum, așa, între noi fie vorba, domnul Iohannis, anisia asta de la educație vă are la mână cu ceva, domne? Pe bune, că ați colaborat la chestia asta cu România Educată, e? Și la cum arată proiectul, mă rog să zicem doar că nu pare că s-a lucrat pe el, ci că a fost doar un pretext ca să... De-aia zic, are Monica Anisie poze cu Matale îmbrăcat doar în clăpari și cu ochelari de schi? Păi nu știu, pe cuvânt, că altfel eu nu-mi explic. Vreau să subliniez că toate măsurile luate de Ministerul Educației și Cercetării respectă recomandările medicilor specialiști. Ce are, mă, fraților, educația asta românească de blestemat așa? Apariția de ieri a doamnei ministru Anisie a fost cutremurătoare. 9 grade pe Richter în învățământ. Mi s-au dărâmat toate speranțele, serios. Adică îi vezi pe cei care ajung în fruntea educației și te gândești, bă, atât de tâmpiți, de agramați, de lipsiți de viziune au ajuns toți profesorii de breazlă asta, nu poate propune niște oameni mai de Doamne ajută. Serios, cum se face că toate catastrofele ajung la educație? Mergeți, mă, pe la energie, pe la comunicații, dar la educație nenorociți vieți, distrugeți copii, părinți, societate, viitor, tot. Până în data de 12 iunie... Doamna Anisie nu doar că e profesoară de limba și literatura română, dar e și la al treilea liceu din București ca valoare. Tudor Vianu este al treilea în București după Sava și Lazar, iar dânsa spune 12 aprilie.
Și mai e o chestie cu doamna Monica Anisie. E pusă bine cu toți, băi, indiferent de partid. A fost între 2012 și 2014 consiliera lui Băse, iar în guvernul tehnocrat a fost secretar de stat. Adică educația din România, ca să zic așa, suferă de mult de Anisie, așa cum a suferit foarte mult de Caterina Andronescu. Nu știu, pentru mine este inexplicabil, iar mintea mea nu poate să mai priceapă nimic când vine vorba despre educație. Știți cum e mintea mea când aude de educație? Nu vreau! Serios, voi înțelegeți ceva? Cum e posibil ca la vârful educației să ajungă doar catastrofe? Bă, pe bune, e vreun experiment ceva? Suntem în vreun program de ăsta de cercetare? Vom primi bani la final că am fost torturați? Ce se întâmplă? Revenind, domnul Iohannis, cine-i doamna Anisie asta de nu vă atingeți unul de ea? Vă bate? A? E mahalageaică de alea, a? Are gura spurcată, își pune fustele în cap? Ceva inimaginabil. Domnii de la Bor! Domnii de la Bor, scoateți moaștele, iar că vine seceta aia mare! Da, ci că ne bate Dumnezeu că am introdus educația sexuală în școli. Mă rog, sau ne bate pentru că ne-am bătut joc de educație în general, încă nu se știe. L-am văzut pe domnul ministru de la agricultură. Bă, băiatule, atât pot să zic. Morcovii s-au făcut din loc în loc. Adică nenea ăsta avea un morcov? Pentru că constatăm cu toții efectele dezastruoase ale secetei extreme și puternice care s-a instalat și care vine peste situația grea datorată evoluției pandemiei cu coronavirus, ne-am gândit să încurajăm fermierii și agricultorii care doresc să-și asigure producțiile. Era mort, frate, mort! Roșu la față ca pădlăgica pe vremuri. Ci că urmează creșterea prețului la multe chestii. Pâine, astea, bum, explodează. Mă rog, dacă te uiți pe Facebook, avem câteva miliarde de pâini făcute în casă zilnic. Aș vrea să mă refer puțin la starea sistemului național de irigații. Știm cu metre, te referi puțin la el pentru că puțin este el, sistemul. Cât să vorbești despre ceva care aproape că nu există. E mișto că politicienii de azi, oricare ar fi ei, fac mișto de faptul că nu s-a făcut nimic înainte, de parcă n-ar vorbi despre aceeași țară. Ministrul Agriculturii ne-a zis azi că n-avem irigații, că totul a fost un imens rahat. Dacă o să facă el, o să facă, da. Adică s-a terminat o catastrofă și tocmai începe alta. S-au alocat în 3 ani de zile 529 de milioane de lei. Adică o medie de 176 de milioane de lei pe an. Pentru reabilitarea infrastructurii principale. Iar paza în fiecare an era plătită cu 43 de milioane de lei. În Galați, unde suprafața amenajată pentru irigare este de 122.982 de hectare, s-a reabilitat zero. Zero. Nimic. Dar au plătit paza. Fiți atenți în continuare. În oglindă, județul Olt, unde suprafața amenajată era un sfert din cât avea Galațiu, anul trecut s-au irigat în județul Olt 847 de hectare. Asta a fost prioritizarea și strategia pentru acest faimos program național de reabilitare a infrastructurii de irigații. Deci cu 1 miliard de euro trebuia să fie irigate 2 milioane de hectare. Ăsta a fost programul. Dracu știe cât s-a cheltuit, cât s-a pierdut, cât s-a ciordit. Cert e că vine seceta și noi avem irigații doar așa să ne umezim buzele. Mă uitam la ministrul ăsta, Oros îl cheamă, zicea să cumpărăm produse românești, să cumpărăm produse românești. Trebuie să mergem să căutăm și să cumpărăm doar produse românești. Dacă nu sunt în magazinul X, mergem în magazinul Y, până găsim produse românești. Dacă cumpărăm un produs românesc, cu 5 lei, cel puțin 1 leu sau 2 lei se vor întoarce spre noi. Fie în pensiile și în salariile plătite aici în România, fie în sistemul de educație pentru copiii noștri, fie în sistemul de sănătate.
Alo, stai bă că eu eram un socialist jegos. Voi erați niște liberali cu piața liberă care vine și reglează și câștigă cel competitiv, nu era așa? Păi atunci de ce te milogești acum? Ești milog sau cum? O muștene, puneți întrebarea invers. De ce ajung produse din import mai ieftine decât ale noastre, deși se plătește și transport la ele? Ăsta e un exemplu. De ce în hipermarketuri ajung în primul rând produse de import? Întreabă-te. Întreabă-i și pe alții și apoi legiferați și subvenționați și protejați-i pe producătorii români. Că așa cu milogeala, scuză-mă, ce faci? Vii să plângi pe umărul nostru? Mergi la muncă, bă, că de-aia te-am pus acolo pentru soluții. Să ne plângem, ne iese și nouă de minune. Știți de ce am boală pe astfel de abordare? Că după aia vor veni la noi și ne vor spune că noi n-am vrut să-i sprijinim pe producătorii locali, că noi n-am cumpărat cum ne-au indicat ei. Orose, vezi că suntem cu ochii pe tine, da? Fără milogeală. Fă o minune, Doamne, și pentru mine o minune, Doamne. Ce ți-am cerut și ce mi-ai dat, Doamne? Și pentru mine una, în total 3. Vă zic eu, o rezolvăm cu icoane, cu moaște. Aruncați cu moaște din avioane pe câmpuri, bă. Ne trebuie moaște cu putere de acoperire foarte mare. Poate cumpără Nea Gigi niște moaște din străinătate? Deși domnul patriarh Daniel nu e prea fericit cu introducerea educației sexuale în școli. Prea înaltule, dar cât de prea fericit ești, matale, când vezi fete de 13 ani însărcinate? Că voi stați acolo, voi între voi, alea, n-aveți problema asta, dar noi? Dar lasă, boss, știi cum facem? Plătim. Cât e să survolezi odată cu moaștele peste câmpia română, așa, cu totul? Neapărat, lucrăm la vedere, plătit taxe, tot. Cum? Nu se poate așa. Tocmai te retrăgeai. Scuze. Eu nu mă bag, nu mă amestec. Și? Cum mai ești paranghelia? Am vins munca cinstită până la urmă? Am vins pe naiba. Nu mai știu ce înțelept din Rahova a zis la un moment dat: Los Angeles, banii puțini, se fac foarte greu. Din tot scandalul cu sparanghelul, scandal care nu e încheiat deloc, nici pe departe, cea mai tare fază mi se pare aia cu buletinele. Bă, identic, deci unul la unul cu traficul de persoane. Practic ăștia sunt traficanți de forță de muncă. Cum bă să-ți ia buletinul? Nenea Iohannis, ați discutat cu doamna Angelica? Cum să ne ia, domne, buletinele? Cine? A, domnul Hurezeanu. Să vedem, să intre, da. Nu putem acționa, în orice caz, la nivelul ambasadei nici la nivelul consulatelor generale teritoriale, decât în urma unor notificări oficiale care să ne ajungă din partea organismelor, autorităților locale. Da, deci domnul nostru ambasador Hurezeanu a trimis o scrisoare, cui să zic eu așa, bă, lumii, tuturor. Și zice așa, citez: dragi compatrioți, mă adresez vouă, membrii ai diasporei, lucrători sezonieri, precum și tuturor celor care, din România, urmăresc cu maxim interes evoluția actuală a acestei teme a muncii în Germania. Deci, bla, 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 și tot bla, 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 mai... Bă, sute, mii de cuvinte, frate! Deci n-au citit șparangheliștii noștri toată viața lor atât. Domnul ambasador... Lăsați-o, domne, așa. Păi până termină de citit scrisoarea, se duce și sezonul la sparanghel. Sezonul 2024, da. E un mod atât de simplu să-ți dai seama cât de greu se mișcă țara asta. Mă, statul ăsta cât de anchilozat e. Aveai zeci de mărturii pe Facebook, aveai numele oamenilor, intrai în contact, vedeai despre ce e vorba. Poliția, bă, nene, ministerul. Că domnul Hurezeanu ce să facă? Să sune la Einzweig polițai și cam atât. Plus că nu poate să se pună rău cu oamenii ăia. Până la urmă și domnul Hurezeanu tot un șparanghelion e. Mai la Papion, mai recită din Lorelai, dar tot căpșunar îi scrie pe frunte. Ce să ne mai aia pe noi la televizor, bă, că așa e. Plecați să muncească în străinătate, în agricultură, unii au parte de experiențe traumatizante. Un reportaj România Te Iubesc a arătat mizeria în care trăiesc muncitorii români în fermele patronilor din sudul Italiei, în Sicilia. Exploatați, prost plătiți, nu au niciun cuvânt de spus și niciun drept.
Aceste cazuri în care muncitorii români ajung să fie ținuți în condiții inumane se produc în fiecare an în agricultură. Mulți dintre ei sunt înșelați de intermediari fără scrupule care îi racolează în România cu oferte atractive, dar în cele din urmă sunt exploatați aici fără contract pe sume foarte mici. Și să nu vă imaginați că doar la șparanghelionul ăsta se întâmplă așa. Nu, nene, la toate, an de an. Asta e șmecheria acolo, cu sclavie, na. Vine sezonul, trimiți avioanele după fraieri, firmele care intermediază iau cel puțin o treime din banii oamenilor, hei op, iar pe patronii de acolo îi doare la bașcheți, cum se zice. Îi cazează în niște barăși pe muncitori, oricum toți au impresia că românii așa trăiesc și în România, da, în barăci șmecherii, iar fraierii în bordeie săpate în pământ. La altceva mă gândeam. Vă dați seama că fără marele internet, fără Facebook, habar n-aveam de toate astea? Nu aflam niciodată. Oamenii aceia puteau să nu mai vină de acolo. Am fi zis că, i-a luat Germania tribut. Dădeau un telefon unul de pe plantație, ziceau toți: de unde știm noi, domne, că e pe plantație? Ia uziți, bă, ăla-i tramvaiul 102, e în Ploiești, nemernicu, o să-mi funzi pușcăria, bă. Tot oamenii și-o luau la bot. Băi, gata, hai că ne-am dat la bârfă și eu mai am vreo 60 de pagini de citit din scrisoarea lui Hurezeanu, da? E cu citate, cu note de subsol, bibliografie, mișto de tot. Mie să nu mă asculte după aia și eu să ridic din numeri, mă fac de râs la omul ăsta pe care îl respect, vorba aia. Deci mă scuzați, eu am puțină treabă, revin după publicitate, da?